Cei mai mulți oameni apelează la paracetamol atunci când suferă de o durere de cap, de dinți sau pentru a reduce temperatura. Problema este că dacă este luat incorrect, medicamentul ajunge să provoace inclusiv insuficiență hepatică. Conform știrile ProTV.ro, despre acest lucru a vorbit profesorul John Brems de la Universitatea Loyola din Chicago, care a spus că Tylenol, un medicament folosit în Statele Unite, care conține o doză mare de paracetamol, a fost asociat cu insuficiența hepatică, conform Mirror. Expertul a punctat că în respectivele cazuri trebuie precizat faptul că a fost vorba despre Tylenol și că nu se aplică tuturor formelor de paracetamol, că mulți dintre pacienții au combinat medicamentul cu alcool și că pastila a fost luată o perioadă prelungită de timp. Profesorul a precizat că respectivele cazuri sunt îngrijorătoare pentru cei care iau această formă de analgezic. Brems a mai spus că în cazul unor pacienți a fost nevoie chiar de transplant hepatic. Afecțiunea care necesită un transplant este cunoscută sub numele de hepatită toxică, în cazul în care ficatul se inflamează din cauza unei reacții adverse la medicamente, substanțe chimice sau alcool. Pentru majoritatea oamenilor care respectă doza recomandată, acesta nu reprezintă o problemă, dar dacă luați mai mult decât doza recomandată, în special pe o perioadă lungă de timp, vă puteți expune riscului, a declarat doctorul din Marea Britanie. Ca în cazul tuturor medicamentelor, este foarte important ca paracetamolul să fie luat doar în doză recomandată, fie de medicul de familie, fie în instrucțiunile de pe ambalaj. Un alt studiu publicat la începutul anului arată faptul că persoanele care suferă de hipertensiune arterială și care iau în mod regulat paracetamol prezintă un risc crescut de boli de inimă și accident vascular cerebral, sugerează un nou studiu, relatează știrile ProTV.ro.